mare interes pentru ce spus să-mi spuneți dacă ați mai accesat prin GAL fonduri în celălalt exercițiu financiar. Da, am accesat fonduri. Chiar în decembrie am finalizat cumpărarea materialelor ce au stat la baza acestui fond, utilaje pentru dezepezire și instrumente pentru fanfară. Știți că suntem comuna cu singura fanfară din județ. Fanfară bună, chiar. Bună, mulțumim frumos. Cam la ce nivel a fost finanțarea? 100%. Ca valoare? Valoare 40.000 de euro. 40.000 de euro. Bun, deja aveți experiență. Cum a decurs, zic eu așa, regimul de finanțare și colaborarea cu GAL-ul și cu celelalte? A decurs foarte bine. Bineînțeles, suntem la început, am fost la început, acum nu mai suntem, alergătură multă, dar a fost plăcerea noastră când am finalizat acest obiectiv. Deci în acest an ați avut utilaje? Pentru dezepezire noi. Deja le-ați folosit. N-a fost chiar suficientă zăpadă, dar le-am folosit. Le-ați folosit, foarte clar. Bun. Ce, cum să zic eu, cum apreciați existența grupului de acțiune locală? Care vorbim. Păi acest grup vine în sprijinul unităților administrativ-teritoriale. Este foarte bun. De un anumit nivel. De un anumit nivel. Adică un anumit număr de locuitori, da? Da, dar în galurile s-au constituit pentru a ține OAT-urile din mediul rural aproape. În toate galurile nu sunt unități administrativ-teritoriale rurale, doar nu sunt urbane, doar rurale. Rurale, da. Sunteți primarul comunei Ghelar, dacă vreți să ne spuneți câte lucruri despre comuna. Este cea mai mare comună din ținutul pădurenilor. Câți locuitori? 3.000, aproape 3.000 de locuitori. Am mai depus proiecte, am mai câștigat încă un proiect pe centru de informare turistică. Vrem să punem pe porc, chiar astăzi am discutat posibilitățile pentru furnalul de la Govăjdie. Minunatul nostru furnal, care ajunge până la hotărâre de guvern, se schimbă guvernul, se schimbă hotărârea. Iar și o luăm de la început, sperăm că acum pe porc să nu mai ajungem să fie doar hârtii, să finalizăm această lucrare. Cum vi s-a părut exercițiul, funcționarea? A fost complicat, birocrație multă? Este birocrație, dar vedeți, dumneavoastră, trebuie să fim supravegheați, să nu facem minuni, să facem lucrările pentru comunitate, nu doar să finalizăm o idee care rămâne în capul cuiva. Acum, cu nou exercițiu financiar, cum, la ce vă gândiți? Aveți proiecte în gând? Sau avem și proiecte încă în derulare. Cu consultantul și cu proiectantul lucrăm pentru reabilitarea casei de cultură, căminului cultural din cartierul Cuț, care vrem să-l reabilităm. Acum să vedem la ce valoare se ridică lucrarea și unde să ne oprim. Și prin GAL? Ce? Prin GAL. Prin GAL. După aceea avem un monument, o biserică foarte veche, care e lăsată uitării și vrem să reabilităm cât ne permite lucrarea. Am văzut că există măsuri care se referă la asemenea finanțare. Da. Și după aceea pe Afirul Mare canalizare, care suntem localitate cu număr permisiv de locuitori, când suntem doar 5 localități, dacă să fim eligibili, apa este băgată și în continuare vrem să mai depunem un proiect pentru liceu. Tot prin GAL. Tot prin GAL. Am înțeles. Deci, iată, o colaborare și, până la urmă, e, într-un fel, o pârghie de salvare pentru dezvoltare. Comunitate. Sigur, și de dezvoltare, sigur. Exact. Deci, și de salvarea unor vestigii și liceul edificii. La noi este teoretic. Vrem să-l transformăm într-un liceu, să iasă copii într-o meserie, nu doar matematică și fizică, de specialitate, sigur. Școala de meserie, da. Noi acum avem cereri pentru a trimite oameni la locurile de muncă, 350, și nu avem oameni să-i trimitem. Adică nu aveți oameni specializați în anumite meserii. Dar sunt două firme care vor și oameni necalificați ca să se specializeze la locul de muncă. A, deci există și forma aceasta și nu aveți oameni. Nu mai sunt oameni, pentru că șomeri sunt foarte, foarte puțini în zonă. Asistat social avem doar 16. Acei asistați sunt persoanele care
au copii până la 7 ani sau femei peste 60 de ani care nu au niciun venit. Da, foarte clar. E o realitate care, sigur, Da. este de acolo, din Ghelea, și trebuie ținut cont de ea. Din ce ați ascultat astăzi la această întâlnire, ce vi s-a părut? Lucrurile vor decurge mai ușor? Există, se ține cont de experiența din vechiul exercițiu financiar? Sperăm că se ține cont de experiența de fondurile absorbite și în viitor să ne dea voie să putem absorbi mai multe fonduri la galul nostru, față de galurile care n-au absorbit doar 10-20% din fondurile alocate. Sper să le redistribuie. Ce părere aveți despre succesul galului, despre succesul Da, stafului acestui gal, care merită nouă... felicitate toate doamnele și domnii care lucrează în conducerea galului. Merită felicitate. Am înțeles. Bun, eu vă mulțumesc pentru această discuție și vă urez succes. Aveți să accesați cât mai multe fonduri și să finalizați proiectele. Mulțumim frumos, pentru că pădurenii noștri merită să li se schimbe viața în bine, în mult mai bine. Și în același timp, probabil prin condiții, reușiți poate să-i aduceți înapoi pe unii care au plecat, da? De acolo. Să E știți că realizabilă această nu idee? avem case de vânzare în zonă. Ah, Da. interesant. În comuna noastră, în alte comune sunt. Avem satul Plop, unde nu sunt case de vânzare. Avem luxemburghezi, canadieni, belgieni veniți în zonă și vin în fiecare vară sau iarnă, vin cu drag în zona respectivă. Câte sate aveți în comună? Cinci. Puteți să le spuneți? Da, Ruda, Plopu, Covârșdia, Mănăstirea și Ghelaru. Am înțeles. Și cel mai populat este Ghelaru, nu? Ghelaru, da. Ghelaru, foarte clar. Da. Încă o dată succes, să ne Mulțumesc întâlnim frumos! cu bine. Să fiți sănătoși! Mai bine. Stau de vorbă cu domnul Ciprian Achim, primarul Comunei Relese. Bun găsit, domnule primar! Bine v-am găsit! Iată o întâlnire organizată de GAL, o întâlnire în care am aflat și, mă rog, ce s-a întâmplat până acum și, în mare parte, ce urmează. Mă interesează dacă ați accesat fonduri prin GAL. Da, sigur, Galu, în sesiunea care am avut-o și care s-a încheiat la sfârșitul anului trecut, în 2015, s-a pliat foarte bine pentru ceea ce ne-am dorit noi și cei din comună și am avut proiecte, trei proiecte am avut noi comuna ca și beneficiar și am avut și privați, încă trei privați care au depus. Deci s-a pliat chiar foarte bine pe specificul nostru a comunităților mici și cei din zona defavorizată. În ce valoare? Care a fost valoarea totală? Aproximativ, rotund, așa. Pornit de la 80.000 de euro pe un drum agricol, 45.000 de euro pe modernizare de cămin și 20.000 de euro pe o dotare de cămin am avut noi ca și comună, iar la beneficiarii privați s-au încadrat undeva între 20.000 și 50.000 de euro. Deci, iată că GAL, microregiunea Țara Hațegului și Ținutul Pădurenilor, și sunteți din Ținutul Pădurenilor, da? Și-a atins scopul. GAL-ul acesta, de care le spuneam, este cotat ca pe locul 3 la nivel național prin valoarea și în același timp prin faptul că au reușit să acceseze fonduri 100%. Sigur, noi am încercat, cred că de prin anul 2006, să înființăm aceste galuri. Le-am înființat, mai greu au plecat la nivel național, dar în momentul în care au plecat la nivel național, cei care am fost pregătiți și am avut proiecte, a fost foarte ușor să accesăm banii, fiindcă eram cu temele deja făcute. Trebuie numai să modificăm acolo unde la nivel național s-a schimbat și strategia. Câteva cuvinte despre Comunele Lese. Comunele Lese este o comună mică, ca și număr de locuitori, dar pe o suprafață foarte mare. Lucrul acesta ne dezavantajează foarte mult pe noua sesiune mare de depunere de proiecte, unde și acolo am avut proiecte, am avut un proiect de peste 1 milion de euro, de 1.200.000 de euro l-am finalizat la fel anul trecut. Dar mă tem că o să fie mult mai greu să mai depunem în anii următori, fiindcă strategia națională s-a gândit mai mult pentru cei mari, iar cei mici am fost lăsați cam deoparte. Temerile noastre sunt, și a colegilor mei, că și în continuare se va merge sau se va impune chiar și galurilor anumite restricții de dimensiuni.
Ceea ce... Înseamnă câte sate? Dimensiuni însemnând... Ambelese, înseamnă câte sate? Noi avem 4 sate, dimensiuni însemnând populație, 500 de locuitori. La ceea ce privește apă canal, este punct 2000 de locuitori, deci nu avem ce discuta despre apă canal. La fel despre criteriile de punctaj la asfaltare și modernizare de străzi, unde se punctează dacă strada ajunge în drum național, de unde drum național al Elese. La fel dacă dă într-o școală sau într-un liceu, de unde liceu în comun al Elese. Deci sunt lucruri la care noi suntem depunctați și bun, trebuie să analizăm foarte bine mai depunem sau nu mai depunem. Odată și e, să zic, nu e... Nu corespunde realității sistemul în care, mă rog, sau regulamentul, sau... Da, este o mare problemă în România că noi copiem de multe ori ce ne dau alții, fără să ne uităm dacă corespunde sau nu corespunde la ceea ce avem noi, realității. Da. Multe din strategiile naționale sunt utopice, de aceea ne mirăm că sunt proiecte sau axe de proiecte unde nu se atrag banii. Cum să atragi banii dacă nu-i făcut ghidul pentru ceea ce să faci tu? Este un mare minus al strategiei naționale. Eu sper cât de cât să se revină, să vedem care sunt realitățile în teren, deși după câte văd și după câte observ, lucrurile nu o să meargă spre bine, bat pasul pe loc, în cel mai fericit caz, dacă nu, chiar merg în regres pentru noi. Dar rămâne galul, vom face o strategie și sper că strategia de care o facem la gal să se plieze mult mai bine pe necesitățile dar, noastre. Dar, am înțeles, așa e și gândită, pentru comunitățile mai mici, această formă de... Să zic eu, organizare, comunități mai nu? Mici cu da. Finanțări mai mici. Deci nu o n-o să fie finanțări... Dar nu puteți face infrastructură la nivel da, mare, da. Unde trebuie să vorbești de milioane de euro, nu poți vorbi despre finanțări de 80 de 100 de mii de euro, care sunt... Care sunt nu minime. Rezolvă problemele. Sigur. Deja da. Ei se gândesc la dezvoltare, de vânzare, de produse, nimeni nu se mai gândește la că trebuie să și produci. Lumea se gândește că deja noi suntem în stadiul în care producem și nu putem să vindem. De fapt, problema noastră că nu putem să producem la un nivel competitiv și aici trebuie să se bată mai mult moneda. S-a cam sărit etapa asta. Vorbim despre producție agricolă. Agricolă, sigur. Da. Ce activități sunt specifice în comună? La noi este producția în ceea ce privește sectorul creșterilor de animale, în general vaca de carne și oaia. De asemenea, un lucru unde noi pierdem și nu știu, va trebui să ne pliem în altfel, este la formele asociative, unde LLS are o asociație care merge chiar foarte bine, unde avem 8 angajați, unde sunt câteva sute de hectare pe care le administrăm, unde sunt utilaje, tractoare achiziționate. E bine, dacă aici nu mai putem finanța, nu știu cum vor mai putea lucra în continuare aceste asociații. Ca și forme asociative, am înțeles că se dorește o schimbare din asociații în cooperative agricole de producție, ceea ce este clar că lumea este reticentă. Adică, în loc să ajuți omul care lucrează în ferma lui mică, unde are 200-300 de oi sau 10 vaci, să obligi omul în condițiile de relief și în condițiile de mentalitate și de putere economică să îi obligi să-și aducă animalele din nou la un loc cam greu, fiindcă de la colectivizare și până acum au trecut vreo 50-60 de ani și cam greu schimb mentalitățile. Da, e o respingere clară. E o respingere idei. Clară, vom da. Vedea, vom vedea ce va fi. Am înțeles că ar fi una din condițiile pentru nu știu ce măsură. Da, sunt aici, condiții da. Care vin da. pe aceste măsuri. Acum să vedem. Eu sper ca Ministerul să vadă aceste realități și să creeze... Mai ales că se încearcă să se facă, am înțeles, prin GAL, proiecte atipice. Iar acolo să putem să lucrăm pe aceste lucruri. Bun, ați identificat în acest moment anumite nevoi care pot fi finanțate? Da, sigur că da, și de aia ne-am și adunat. Problema e să facem un front comun, primarii, care suntem aici în GAL, și să venim cu aceste propuneri, fiindcă dacă mergi unul singur și la București și spui cum am fost fiecare dintre noi sau câțiva dintre noi care avem o legătură cu ministerele,
și spunem, da, domnule, dar e numai cazul tău. Dar în momentul în care vii cu 15-20 de semnături odată, în momentul în care și din altă parte un alt galbiniară cu 15-20 de semnături odată, înseamnă că ceva se întâmplă la nivel național și măsurile trebuie luate. Se poate acomoda cu, se poate acomoda cu realitatea. Sunt, da. Fiindcă eu degeaba mă duc să-mi cumpăr cauciucuri foarte scumpe la mașina mea care este o rablă de acum 20 de ani și nu se potrivesc preza, nu se potrivesc nimic. Doar de dragul de a cumpăra cauciucuri foarte bune. Trebuie să văd, domnule, ce mașină am, cu ce merg și cum pot să fac lucrul ăsta. Sau dacă nu, domnule, hai să cumpăr mașină nouă. Clar. Deci așa se pune problema. Oricum, sunteți optimist, înțeleg. Asigur că, dar întotdeauna am fost un optimism incurabil. Incurabil chiar, da, din da. Cum vă cunosc, da. Mult succes vă urez și să ne întâlnim cu ocazia unor finalizări, da, de proiecte. Da, cu siguranță. Deci deja, eu deja am pregătite, chiar și depuse, acum sunt în evaluare, am pregătit proiecte și nu se pune problema să nu finalizăm dintre ele. Dacă nu tot ce îmi doresc, dacă ajung la un procentaj de 30-40%, înseamnă că este foarte bine. Foarte clar. Succes mult! Doamne ajută! Sunt primarul Comunei Lăpuciu de Jos, județul Hunedoara. Sunt primar la al doilea mandat. Comuna Lăpuciu are o populație de 1624 de locuitori. Câte sate? 9 sate sub administrare, ca suprafață 10.400 de hectare. Este prima sau ultima comună din județul Hunedoara în graniță cu județul Timiș. Așa ca activități economice? Ca activități economice, nu avem activități economice datorită faptului că firmele care au fost pe raza Comunei Lăpuciu, cele mai mari, s-au ocupat cu material lemnos, aceste firme s-au închis și domeniul de activitate al oamenilor din zonă este agricultura, creșterea animalelor în special. În special cam ce? Oi? Sau? Oi, vaci, pomicultură, mai puțin datorită faptului că pomicultura este... Prunul este, de fapt, specific zonei zone, și... Da. Da, e zonă de deal mult acolo. Este, nu? O zonă de deal, da. Și prunul este specific, da, zonei. Da. Așa, referitor la numărul de animale, au crescut în ultimul an? Da, da. Cel puțin de la intrarea subvențiilor în agricultură, numărul animalelor în Comuna Lăpuciu a crescut în... partea oieritului, deci în oi s-au dezvoltat foarte, foarte mulți oameni. Ați accesat fonduri prin microregiunea, prin GAL, Grupul de Acțiune Locală, microregiunea Țara Hațegului, Ținutul Pădurenilor? Da, am accesat fonduri prin acest GAL, din care facem și noi parte, Comuna Lăpuciu de Jos. Am accesat fonduri pentru infrastructură, am accesat prin GAL, ne spuneți, da, care am făcut o uliță în satul Lăpuciu de Sus pe acești bani europeni. Urmează să mai facem proiecte prin acest GAL datorită faptului că a funcționat foarte bine relația cu GAL-ul, relația cu consultanții, cu proiectanții, cu tot ceea ce... am echipa cu care am lucrat. Finanțarea s-a finalizat, da? Înțeleg. Finanțarea, da? S-a finalizat. La ce valoare a fost? Valoarea a fost de 40.000 de euro. S-a finalizat, s-a făcut recepție, am avut vizita în teren a celor de la Timișoara, de la AFIR Timișoara, și este totul în regulă. Așa, mi s-a părut greu cum a funcționat sistemul, ca să spun așa, sistemul de accesare, rog, birocrația, că asta e o problemă care... Da, într-adevăr, birocrația, trebuie ținut cont de birocrația, după cum știți și dumneavoastră, în România este... Există și, există funcționează, și funcționează cam greoi, într-adevăr. Da. Nu pot să mă plâng datorită faptului că nu a fost pentru mine, ca primar, primul proiect. Am avut 6 proiecte în derulare, le-am finalizat pe toate și suntem... Aveți experiență, înțeleg. În da, asta, am avut o experiență și am lucrat, da, cu o echipă de consultanți, de proiectanți foarte bună și cu care ne-am înțeles extraordinar de bine și sperăm să mergem și în continuare
să avem aceeași relație și să absorbim acești bani europeni care vin către România. După întâlnirea de astăzi, ce părere aveți despre ce urmează și ce puteți face? Da, după întâlnirea de astăzi pot să vă spun că o să accesăm din nou ca și comună fonduri europene și o să mergem pe liniile pe care suntem dirijați și pe care putem să obținem bani și să-i aducem în comunitatea eligibil. Noastră. Da. Sunt eligibil, da. Ați identificat ceva? Deocamdată nu mă pronunț pentru un nou proiect de viitor pe care vreau să-l fac. Prima dată, așa cum ați văzut și dumneavoastră, trebuie să îndeplinim niște punctaje. O să studiem, o să calculăm punctajele pe care trebuie să le îndeplinim și după îndeplinirea acestor punctaje o să intrăm în lucru cu proiectul respectiv. Oricum, până în vară, cred că se va lămuri din câte am înțeles aici, cam atunci ar fi, mă rog, momentul de pornire. Da. Sau se lămuresc lucrurile până atunci. Eu clar. Consider că în maxim o lună de zile se va lămuri și vom putea dezbate și în Consiliul Local tema cu proiectul pentru care vom derula în continuare bani europeni. Deci existența unei asemenea forme de organizare, grup de acțiune locală și, sigur, în cazul nostru, microregiunea Țara Hațegului, da, Ținutul Pădurenilor, e necesară, este de folos? Cum o vedeți, cum o considerați? Da, într-adevăr, această, de fapt, asociere a comunelor într-o microregiune, cum este Ținutul Pădurenilor, a fost necesară datorită faptului că bani de la comunitatea europeană se absorb în, nu pot să spun o cantitate, dar se absorb într-un număr mare și se distribuie pe fiecare proiect în parte. Fiecare primărie vine cu proiectul ei și dacă este eligibil acel proiect, bineînțeles, primește finanțare. Dacă nu, mai așteaptă. Bun, și această formă, sau mă rog, această asociere, într-un fel, atrage fonduri pentru comunități mai mici, specifică. Da, da, într-adevăr, galurile aduc bani pentru comunități mai mici, dar să știți că sunt foarte eficiente. Din punctul meu de vedere, vă spun că, într-adevăr, poți să faci niște proiecte bune, niște proiecte cu care poți să mergi înainte și, bineînțeles, să obții finanțare pe aceste proiecte. Eu vă urez mult succes și să ne vedem în momentul când deja se finalizează primul proiect. Eu vă mulțumesc și vă aștept în Comuna Lăpugiu să veniți și dumneavoastră să vedeți ce avem în zonă și ceea ce am putut finaliza până la această dată pe bani europeni. Succes! Mulțumesc!